12 zi. Pomenirea Sfinților Ucenici Proclu și Ilarie. Acești sfinți mucenici, Proclu și Ilarie, au trăit în cetatea Calipta, aproape de Ancira, pe vremea împărăției lui Traian și au fost dați la chinuri pentru Hristos lui Maxim Dregătorul. Mai întâi a fost prins Sfântul Proclu, pe care împăratul, încercându-l și aflându-l nesupus, l-a dat lui Maxim Dregătorul ca să-l chinuiască. Deci, stând Maxim la judecată, l-a întrebat zicând, de ce neam ești? Iar el a răspuns, neamul meu este Hristos și nădejdea mea este Dumnezeul meu. Zisa Dregătorul, mă jur pe Dumnezeii mei că nu te voi cruța pe tine. Și iarăși l-a întrebat, știi poruncele împărătești, ca toți creștinii să aducă jertfă zeilor? Răspuns a Sfântul, am auzit de poruncele cele fără de lege. Dregătorul a zis, vorbind așa ia seama că ucărești pe împărat. Nu vezi chinurile ce te așteaptă, ticălosule? Răspuns a mucenicul, fă ceea ce voiești. Eu nu voi jertfi zeilor tăi. Zisa Dregătorul, alegeți, omule, ce vrei, ori viața, ori moartea. Noi așteptăm răspunsul tău. Răspuns a Sfântul Proclu, dacă voi vă temeți a călca porunca împăratului, cu atât mai mult ne temem noi creștinii să călcăm poruncile lui Dumnezeu, ca să nu cădem în chinurile veșnice gătite celor ce se leapădă de el. Zisa Dregătorul iarăși, dar și pe zeii noștri îi necinstești și îți spun că și fără voie te voi face pe tine să mărturisești slava zeilor. Răspuns a mucenicul, nădăjduiesc în Dumnezeul meu că mai înainte de a mă sili tu pe mine ca să mărturisesc pe zeii tăi, eu mai degrabă te voi face pe tine să mărturisești pe stăpânul meu și să scrii cu mâna ta că Dumnezeu adevărat este Dumnezeul lui Proclu și nu este altul afară de dânsul. Atunci, mâniindu-se Dregătorul, a poruncit ca să-l lege pe mucenic gol pe un lemn și o piatră grea să-i lege de picioare și să-i rupă trupul cu unghii de fier. Și fiind muncit așa multă vreme, Sfântul Proclu răbda cu vitejie, negrăind nimic, ci doar privea spre cer, apoi luându-l de la chinuri l-a legat. După aceasta, Dregătorul s-a dus la cetatea Calipta, poruncind ca și pe mucenic să-l ducă după el. Și a fost dus Sfântul cu sila pe lângă caii care mergeau iute. Iar când erau ei la jumătatea căii, s-a rugat mucenicul cu mare glas lui Dumnezeu zicând, Dumnezeul meu, Iisus Hristos, pentru care pătimesc, dus fiind cu batjocură de ostașii aceștia, ascultă-mă astăzi pe mine robul tău, ca să se proslăvească numele tău în veci. Întinde-ți mâna ta cea totputernică și ține pe acest fără de lege Dregător și nu-l lăsa pe el să călătorească până ce nu va mărturisi înaintea poporului că nu este alt Dumnezeu afară de tine. Așa rugându-se Sfântul, deodată s-a oprit Dregătorul în calea sa ca un legat și nici caii lui nu puteau să meargă, nici el însuși nu putea să se miște din loc, ținut fiind de nevăzuta putere a lui Dumnezeu. Și mult se osteneau, bătând caii și schimbându-i cu alții la trăsura Dregătorului și înhămând caii mai mulți, dar nimic n-au sporit, nici pe însăși Dregătorul n-au putut să scoată din trăsură. Atunci Dregătorul a zis către cei ce erau cu dânsul, vedeți oare puterea vrăjitorească
a creștinului acestuia ce ne-a făcut nouă. Iată că nu putem păși din loc. Deci a trimis dregătorul pe una din slugele sale, anume Ermic, la mucenic, care era înapoi departe, zicându-i: De ce ai făcut aceasta, oprindu-ne pe noi în mijlocul drumului cu vrăjile tale? Iar Sfântul Proculu a răspuns către sluga dregătorului: Viu este Domnul Dumnezeul meu, că nu veți putea să vă mișcați din locul acesta până ce dregătorul nu va mărturisi numele Domnului meu Iisus Hristos, precum și mai înainte i-am zis lui. Zisa Ermic: Chiar și dacă va mărturisi dregătorul numele Dumnezeului tău, tu cum vei putea să auzi atât de departe de drum fiind? Grăita mucenicul: Să scrie dregătorul mărturisirea aceasta pe o hârtie și să o trimită la mine și într-o acel ceas veți putea pleca în calea voastră, la cetatea Calipta. Și întorcându-se Ermic, a spus dregătorului cuvintele mucenicului, iar acela, deși nu vrea, a luat o hârtie și a scris: Mărturisesc că unul este Dumnezeu cel adevărat, acela pe care îl cinstește Proclu, și nu este alt Dumnezeu afară de acela. Așa scriind dregătorul, a trimis hârtia la mucenic și îndată s-au pornit caii și ostașii pe calea dinaintea lor. Și ajungând la cetatea Calipta, a sosit dregătorul la judecată și au adus de față și pe Sfântul Proclu și i-a zis lui: Tu toată puterea farmicilor tale ai arătat-o pe cale, iar eu aici îmi voi arăta puterea stăpânirii mele. Și precum tu m-ai selit pe mine să mărturisesc pe Dumnezeul tău, așa te voi seli și eu pe tine să mărturisești pe Dumnezeii noștri și să le aduci jertfe. Aceasta zicând, a poruncit să se aducă lumânări aprinse, să-i ardă pântecele și coastele lui, și atât a fost ars mucenicul, încât toată carnea lui a fost ars. Iar el, niciun semn de nerăbdare arătând, tăcea ca și când în trup străin era, și a zis către el dregătorul: Oare nu iei în seamă chinurile? Răspuns a Sfântul: Nu, pentru că de cele veșnice mă tem. Iarăși a zis dregătorul: Te vei supune Dumnezeilor noștri? Răspuns a mucenicul: Mă voi supune lui Hristos, celui ce petrece în veci, pentru că acela este nădejdea mea. Zisa dregătorul: Dar voiești să mor în chinuri? Răspuns a Sfântul: Chiar de voi muri, însă iarăși voi fi viu. Atunci dregătorul a poruncit ostașilor să-l scoată pe el afară din cetate și, răstignindu-l pe un lemn, să tragă întrânsul cu săgeți. Și ostașii, luând pe mucenic, i-au zis lui: Ascultă-ne pe noi și jertfește zeilor și cu mare dregătorie vei fi cinstit. Răspunsa răbdătorul de chinuri: Eu dregătorie am în ceruri cu care mă va cinsti Hristos Dumnezeul meu. Așa grăind ei și mergând, i-a întâmpinat pe dânsii pe cale un bărbat tânăr, anume Ilarie, nepot de frate fiind Sfântului Proclu. Acela, alergând, s-a închinat unchiului său și s-au sărutat amândoi. Și striga Ilarie: Și eu sunt creștin. Deci ostașii, prinzând pe Ilarie, l-au aruncat în temniță, iar pe Sfântul Proclu l-au dus la locul de moarte și l-au răstignit pe lemn. Și încordându-și arcurile lor, l-au săgetat pe el. Iar răbdătorul de chinuri, primind multe săgeți prin tot trupul lui, se ruga lui Dumnezeu zicând: În mâinile tale îmi dau Duhul meu.
izbăvește-mă, Doamne Dumnezeul adevărului. Și așa, plecându-și capul, și-a dat Duhul. Și s-a sfârșit Sfântul Mucenic Proclu în ziua de 12 a lunii iulie, iar credincioșii, în taină luând cinstitele lui moaște, le-au îngropat. Iar Sfântul Ilarie, șezând în temniță, cânta: Iubite voi, Doamne, puterea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea, și celelalte ale psalmului acestuia. Și adormind el, i s-a arătat Îngerul Domnului în vis, zicându-i: Îmbărbătează-te și te întărește, că eu sunt cu tine de la Dumnezeu ca să te întăresc. Iar a treia zi, după sfârșitul Sfântului Proclu, au scos pe Sfântul Ilarie la cercetare și l-a întrebat pe el dregătorul, zicând: Ești creștin? Răspuns al mucenicului: Cu adevărat sunt creștin, precum tot neamul meu a fost în creștinătate și tot s-au sfârșit cinstindu-L pe Hristos. Atunci dregătorul, umplându-se de mânie, a poruncit să-l lege pe mucenic gol spre chinuire și să-l bată multă vreme cu asprime. Apoi l-a osândit la moarte, poruncind să-l scoată afară din cetate și să-i taie capul. Iar ostașii, legând mâinile mucenicului, l-au aruncat pe el la pământ și, legându-l cu o frânghie, l-au tărât pe drum, iar mucenicul, fiind tărât, cânta psalm, și se zdrobea trupul mucenicului, fiind tărât, și pământul se înroșea cu sângele lui. Iar pe când se aflau ca la trei stadii de cetate, și-a scos călăul sabia. Iar Sfântul s-a rugat lui Dumnezeu, zicând: Doamne, Iisuse Hristoase, primește Duhul meu. Și i-au tăiat capul. Și s-a sfârșit Sfântul Mucenic Ilarie în ziua de 15 a lunii iulie, a treia zi după sfârșitul Sfântului Proclu. Și a fost aruncat trupul Sfântului Ilarie la locul unde i-au tăiat capul. Și mergând credincioșii noaptea, l-au luat pe el și împreună cu Sfântul Proclu i-au pus în pământ, slăvind pe Hristos Dumnezeu, Cel care împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt este slăvit în veci. Amin. Pentru această zi, cuvânt despre mântuirea călugării. Ne spunea Ioan Sirianul ca despre un alt călugăr, însă el era acela care a avut această arătare. Se făcea că un oarecare stareț a văzut trei călugări care stăteau la țărmul mării și, iată, s-a făcut un glas către dânsii din cealaltă parte de mare, zicându-le: Primiți aripi de foc și veniți la mine. Deci doi au luat aripi și au zburat în partea aceea, iar al treilea a rămas plângând și strigând, dar mai pe urmă i s-au dat și lui aripi, însă nu de foc, ci slabe și neputincioase, și cu osteneală zborând se afunda, și cu nevoie multă a trecut de partea cealaltă. Așa și neamul acesta de acum al călugărilor, chiar dacă primește aripi, ele nu sunt de foc, ci slabe și neputincioase. Deci călugării cei din tâi sunt aceia care luau aripi de foc, având cugetarea către Dumnezeu și fiind fără de avere în veacul acesta. Iar după dânsii sunt acei care, măcar că au avut aripi de foc, au zburat dincolo și ei, dar mai cu greu, îngrijindu-se de agoniseli prin mănăstiri. Iar cei ce au luat aripi, nu de foc, ci slabe, sunt acei ce cu sila s-au mântuit, adică acei călugări din vremea de acum, care se îndeletnicesc cu deșertăciunile vieții și niciodată nu zboară cu mintea către Dumnezeu. Aceștia nu se vor mântui
decât numai luptând împotriva ispitelor. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.